Bine v-am găsit, dragi telespectatori, sunt Părintele Liviu Adrian Gasta, dumneavoastră, la emisiunea Quo Vadis, emisiune care pătrunde în casa dumneavoastră și sperăm și în sufletele dumneavoastră. Iată că am trecut peste o perioadă așa de frumoase sărbători și esențiale pentru sufletele noastre, pentru credința noastră și întărirea în credință, în trăirea într-un Hristos. Și aș vrea să vorbim în această emisiune despre actualitatea lui Hristos. Hristos peste veacuri. Pentru aceasta am invitat în emisiunea noastră să prezint întâi pe Părintele Crăciunescu Adrian de la parohia Saligny, apoi pe Părintele Adrian David de la parohia Valea Dacilor și pe Părintele Vicențiu, reprezentant al Bisericii Romano-Catolice, care împreună am conlucrat în această parohie, în parohia pe care eu o slujesc și și-a avut bună plăcere să vină în emisiunea noastră, de asemenea ca împreună cu slujitori să răspândim cuvântul Evangheliei și bucuria lui Hristos. Bine ați venit și mă bucur și Doamne ajută la mulți ani cu multă bucurie. Pentru început aș dori să vorbim așa spre a ne face lămuriții în fața telespectatorilor noștri referitor la renașterea prin apă și prin Duh într-un Hristos, mai ales că am trecut de această mare sărbătoare și încă ne bucurăm de această sărbătoare a botezului Domnului. Părinte Adrian, vreau să începeți dumneavoastră. Mulțumesc frumos, Părinte Liviu. Așa cum ați început, merg pe aceeași linie, doresc la mulți ani tuturor celor care acum ne privesc, tuturor creștinilor, Dumnezeu să ne ajute în ceea ce ne-am propus în anul 2014, în vederea mântuirii, cele bune să le facem așa cum este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Într-adevăr, renașterea prin Duh și prin adevăr, renașterea prin botez. Sărbătoarea aceasta a bobotezei, despre care bănuiesc că dumneavoastră ați mai vorbit. Sigur, am mai discutat, dar refacerea aceasta omului, actualizarea lui Hristos și perceperea lui în lumea aceasta, prin modul prin care Mântuitorul Hristos se face vizibil nouă oamenilor. Într-adevăr, discuția este foarte, foarte vastă. Cât privește boboteaza, sărbătoarea botezei, aceasta încheie ciclul sărbătorilor, urmează Sfântul Ion, care este direct legată de boboteaza, încheie ciclul sărbătorilor legate de nașterea Domnului nostru Iisus Hristos și de Crăciun. Și cum spunea Părintele Adrian aici de față, puțin mai devreme, până să începem emisiunea, în discuție cu Părintele Vicențiu, spunea: e diferența între noi, ortodoxi și catolici, ar fi o mică diferență la post. Iacătă, noi creștinii ortodoxi avem în cinstea nașterii Domnului un post, postul Crăciunului de 40 de zile. Acest post se încheie de Crăciun, perioada până la bobotează este de harți, adică nu mai ținem deloc un post, dezlegare, iar se încheie această perioadă de dezlegare cu zi de post, de ajunare, pe 5 ianuarie. Ajunul bobotezii se ține post în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul și a botezul Domnului. Renașterea aceasta de care această renaștere vreau să vorbim, renașterea aceasta a firii umane prin venirea lui Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lume. Aportul nostru al preoților în această perioadă, în mod văzut, este acela de a merge prin casele credincioșilor și de a boteza, tot în spiritul acesta al renașterii, omul să se curețe și locuința și omul și toate să fie sfințite prin această stropire cu apă. Cum ați perceput așa starea sufletească a credincioșilor noștri pe care îi păstorim referitor la acest moment al botezului Domnului nostru Iisus Hristos, al momentului în care Mântuitorul Hristos se face vizibil în lume și începutul mântuirii noastre, propovăduirii Evangheliei? Ce ne spune Părintele Adrian? În primul rând, de la mulți ani, anul acesta, mulți ani doar ce am pășit, și urările noastre de bine.
În primul rând, credincioșii se bucură ori de câte ori intră în contact cu Sfânta Biserică și, în primul rând, cu Dumnezeu, pentru că sufletul renaște de ori de câte ori intră în comuniune cu Dumnezeu până slujbele bisericii și de Bobotează a fost ceva special. Pentru că și mă refer aici la faptul că Dumnezeu ne-a binecuvântat anul acesta cu multe daruri ale sale, în special, da, anul trecut, la care mă refer, un an bogat, și anul acesta, această renaștere, de că tot vorbim despre renașterea în Hristos, toți creștinii botezându-se cu apa, aghiazma cea mare, care simbolizează ștergerea, iertarea de păcate, dar și reînnoirea chipului lui Dumnezeu și un om. Naturii, a firii, sigur. Bineînțeles, toate celelalte care au fost stropite, au fost binecuvântate, s-au reînnoit, pentru că așa se comemorează an de an prin slujba bobotezii, iar casele credincioșilor și nu numai sufletele, pentru că trupul omului este templu, cum spune Sfântul Apostol Pavel, templul Duhului Sfânt al sufletului, pentru că corpul a primit taina Euharistiei de Crăciun, cei care s-au spovedit și s-au împărtășit, iar apoi au primit această comemorare până taina Sfințeniei sau stropirii cu aghiazmă sfințită. Bineînțeles că aghiazma care a fost reînnoită, ca an de an ea este sfințită și doar o dată pe an, pe 6 ianuarie, când se face această sfințire a apelor, însuși apa Iordanului, comemorează apa Iordanului, care își aduce aminte de botezul Domnului de către Ioan Botezătorul, râul Iordan, și o mică paralelă între apa de la botez și apa aghiazmii cele mari, în care omul renaște din păcat la sfințenie, de la Adam cel vechi la Adam cel nou, care este Mântuitorul nostru Hristos, Iisus. Da, sigur, care își asumă firea umană atât de extraordinar prin smerenia Mântuitorul Hristos. Vedem că renaște, își asumă în toată smerenia coborârea lui Hristos, de aceea vedem această chenoză, golire de slavă, să-și asume firea sa umană. Și pentru aceasta vreau să vorbesc puțin cu Părintele Vicențiu, mă refer la acest punct, această golire de slavă și asumarea lui Hristos a firii umane, cum o percepeți Sfinția voastră? Bun găsit la această emisiune, mulți ani și binecuvântați la toți, la toată lumea, la toți care ne ascultă. Și mă bucur de această invitație și de acest dialog. Chenoza este acea atitudine a smereniei Fiului lui Dumnezeu, care coboară din gloria cerului și devine asemenea nouă tuturor oamenilor, în toate, în afară de păcat, cum mai era și în textul, azi avem sărbătoarea botezul Domnului, și cum este în textul Evangheliei după Matei, spune că Ioan Botezătorul spune: eu am nevoie să fiu botezat de tine, iar tu vii la mine. Și atunci Hristos spune: lasă acum să împlinim dreptate, adică să împlinim cele ca și om și eu, să arăt că acesta este drumul de mergere pentru o reînnoire, pentru a primi și declarația de filiație din partea lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu, sigur. Când spune acesta este Fiul meu iubit în care găsesc toată bucuria. Care am binevoit, da, sigur că da. Golindu-se din gloria cerească, chenoza, a devenit om asemenea nouă pentru a ne ridica pe noi la nouă demnitate de fii ai lui Dumnezeu, pe care o pierduserăm solidar cu Adam și Eva în greșeală. Și am stat în această căutare și încă stăm într-o căutare. Putem să vorbim de cum să facem o diferență, deși am mai vorbit în alte dăți, în alte emisiuni, despre această mod prin care să facem o deosebire între botezul pe care îl primește Hristos și botezul pe care îl primim ca și creștini, ca Sfântă Taină. Botezul pe care îl primește Hristos este un botez din care ni se face un model nou ca să primim botezul. Pildă.
Dar, da, o pildă. Pentru că noi care primim botezul, noi îl primim orânduit de Hristos. Nu când a zis mergeți și botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Pentru că, vedeți, se întâmplă, sunt tot felul de alte secții, așa le spun și nu mi-asum toată răspunderea, care confundă acest botez al Domnului cu botezul creștin. El nu avea nevoie de botez pentru că nu are păcat. E Fiul veșnic al lui Dumnezeu. Foarte bine. Nu are nevoie de botez. Asta e esențial. Ni s-a dat nouă pildă, model, da, ca să facem acest lucru și apostolilor ca să facă practica botezului pentru a aduce pe om, pe tot omul, la înnoirea spirituală în apă și Duh Sfânt, pentru ca să-l facă fiu demn al lui Dumnezeu. Dacă dânsul Fiul lui Dumnezeu se botează, noi ca așa suntem păcătoși în infinit de ori mai păcătoși, sigur, cu păcatul strămoșesc. Bătându-se păcatul strămoșesc cu care ne naștem fără de vină și arată că prin aceasta noi suntem solidari în greșeală cu Adam și Eva, cum spune Apostolul Paul în scrisorile sale, Galateni, Romani. Și în acest fel, noi trebuie să ieșim din această sclavagie a păcatului. Și această tendință numită concupiscență, această tendință spre rău, spre înclinația spre rău. Și noi trebuie să primim harul, lumina, prin botez și filiația divină pentru a putea să mergem pe un drum de înnoire. Sigur că da. De aceea vreau să spun, este o refacere întru Hristos? Bineînțeles. Și ceea ce ne readuce pe noi la starea de a dobândi veșnicia. Ce vreau să mai vorbim, că avem destul de timp, referitor la... Mai puțin, dacă vreau să completez ca idee, să completez despre această noire în apă și Duh Sfânt. Când Iisus vorbea cu Nicodim în noaptea, când s-a dus la el, de ca celorlalți, ca cel să ce... nu când a zis, până nu veți naște de a doua oară. În apă și de această renaștere. Și era vorba de botez. A botezului și asta este o completare. Și apoi, bineînțeles, întotdeauna Hristos ne-a dat lămurirea și starea de trăire spre veșnicie. Deci, întotdeauna, vedeți că vreau să vorbim despre cele trei mari virtuți. Credința, nădejdea și dragostea. Iată că să începem cu credința. Credința. Ce credem? Tot ceea ce ne învață Sfintele Scripturi. Știți cum se cheamă emisiunea aceasta? Nu. Vă vadis, încotro. A zis ceva mai în ce credem. Adică încotro ne îndreptăm. Încotro ne îndreptăm. Mergem. Domine. Ce credem? Cui credem? Noi credem în toată Scriptura, ca revelată în Duhul Sfânt. Credem lui Dumnezeu și toate învățăturile pe care le-a dat și le susține Sfânta Biserică. Vedeți că întotdeauna, câteodată se, și în actualitatea și viața în care trăim, vedem așa o stare de nepăsare și probabil că ați observat. Și că suntem împreună slujitori și cărmuitori ai sufletelor care Dumnezeu ne-a dat în să-i păstorim. Și vedem în lume că citim, intrăm în contact cu media, o desacralizare. Sau se încearcă o desacralizare a omului ca scoaterea lui Dumnezeu din viața lui. Da. Părinte Liviu, așa este, aveți dreptate. Se vede, se simte că după 1990, când noi credeam că lucrurile vor merge într-o direcție extraordinar de bună, pe tărâm duhovnicesc, lucrurile nu au avut o evoluție așa precum am așteptat-o noi. Și acum facem o legătură, mai devreme am vorbit de botez, iar acum vorbim despre credință, nădejde și dragoste. O criză a credinței. Facem o îmbinare între aceste două elemente, botezul. De unde pornește? Vedeți că au apărut erezii. Sunt denominațiuni creștine care vorbesc despre botezul lui Hristos. Și apar divergențe între creștini.
toți suntem, vorbim de Hristos, însă se întâmplă un lucru paradoxal. Nu ne punem de acord cu această sfântă taină a botezului. Și de aici unii creștini nu știu ce să mai înțeleagă. Nu știu dacă era nevoie, dacă societatea românească era pregătită și nici acum nu este pregătită pentru acest lucru al sosirii pe meleagurile acestea străbune a denominațiunilor creștine. Nu baptiști, penticostari, jehoviști, mormoni, sâmbătari, vineri, nu știi ce se mai întâmplă. Nu, se va bine, sigur. Și problema botezului. Unii spun la 30 de ani, precum Hristos, alții spun păi, la 7 zile, la 8 zile. Ce se întâmplă? Și atunci, cum a zis, apare desacralizarea. Omul nu mai știe ce să înțeleagă și atunci se nu ajunge. Nu numai la botez vorbim de sacralizare. Vorbim, vedeți, într-o actualitate, în actualitatea în care trăim, această desacralizare, pentru că omul este axat numai pe material, adică numai la instinctul acesta imediat, eu chiar îi spun animalic, pentru că asta e instinctul. Bine. Este animalic. Deci, da. Ne limităm aici. Noi, de fapt, ce dezbatem aici este vorba despre cele trei virtuți teologale. Sigur. Pe care le primim la Sfântul Botez. Da? Credința, nădejdea, speranța, dragostea. Da. Și toate acestea sunt daruri supranaturale. Ele nu sunt din meritul omului, ci dar suprafirească. Ce sunt primite? O virtute suprafirească prin care noi credem, sperăm sau îl iubim pe Dumnezeu mai presus de orice. Vedeți? Da, sigur că vedeți că întotdeauna Hristos sau orice omul se naște cu acel stare a proprii conștiințe, primul judecător cu care ne prezentăm în fața lui Dumnezeu. Hristos ne trezește la acest lucru. Conștiința morală. Conștiința morală. Tocmai asta e primul judecător. Conștiința morală. Vedeți, și am întâlnit și cunoaștem că suntem cărbuitori sufletești și slujim pe creștinii noștri referitor la nădejde, la credință, la trezirea sufletească, la starea de trezvii, menținem. Și cu toate că de multe ori suntem blamați, dar și Hristos a fost lovit, bătut, nu? Știți, un părinte spunea la un moment dat, că chiar îmi notasem, Mântuitorul nu a venit să se lupte cu cei tari ai lumii care refuză mântuirea, ci a venit ca să fie calea pentru cei slabi, în ghilimele, pentru cei ce cred și care caută mântuirea. Bun. El știe că în lucrarea sa de cercetare a inimilor pentru a scrie voia lui Dumnezeu în ele, se va expune disprețului. Deci vom fi disprețuiți. Luări în râs și prigonirii din partea celor mari, în ghilimele, mari și tari. Din lume, atitudini pentru care ne sunt mărturie Sfânta Scriptură. Mântuitorul Hristos, de asemenea, a fost batjocorit de cei mari și tari. Cum să înțelegem această batjocură? Când de multe ori o întâlnim, dar trebuie să mergem mai departe. Spuneți. Așa cum mi-a învățat chiar și Mântuitorul, când a spus, când veți fi trași în fața îndrigătorilor, pentru numele meu, nu vă faceți grijă să vorbiți, vă dă Duhul. Sigur că da. Și Duhul va vorbi prin Duhul voastră. Va vorbi în voi, sigur nu că vă da. Faceți griji, ce sau cum sau ce veți vorbi. Iată că vorbim de starea de credință și de nădejde bună Dumnezeu, care de multe ori este estompată de starea sufletească. Asta, așa vorbeam, vă spune, vorbim mai devreme, care această estompare a stării sufletești, pe care o am observat-o și noi ca duhovnici, este că eu cred că, așa cum spune și Sfântul Apostol Petru către Corinteni, că cea mai mare dintre virtuți este dragostea. Iată că uităm
și nu mai știm cum să ne comportăm, să ne manifestăm uman în iubire. Iubirea față de aproapele. Că dacă nu este iubirea față de aproapele, nu este nici iubirea și dragostea și mântuirea către Dumnezeu a sufletelor noastre. Acum trebuia să vreau, Părinte, dar intervin un pic. Vis-a-vis de iubire. Vedeți, în lumea noastră, perioada contemporană, există foarte multă actorie. Și sub aspectul iubirii se prezintă altceva. Sub chipul îngerului apare demonul. Din nefericire, astea sunt momentele pe care le trăim. Mi s-a întâmplat în această perioadă a Crăciunului, un caz concret, să vină cineva de o altă, de o denominație creștină, sub aspectul iubirii. Eu vreau, am grijă de voi, vreau să vă dau de pomană, vreau... Și ei, de fapt, veneau cu subversiv pe dedesubt, vreau să intru cu credința mea. Pe lângă darurile acelea, că sunteți amărâți, sunteți săraci, nevoiași, poftim un dar, poftim un cadou, eu te iubesc, țin mult la tine, frate, haide, vină la mine, hai să te rup de biserica ortodoxă. Vedeți, nu e asta dragostea, asta este actorie. Din nefericire, vorbim de dragoste, dar nu o punem în practică. Dacă ar fi cu adevărat dragoste în țara noastră, s-ar vedea în prosperitate. Atâta vreme cât este decalaj foarte mare între clase sociale, dragostea nu este, Părinte, să știți. Sigur. Dragostea nu este adevărată, e o dragoste falsă, un zâmbet hilar, hidos. Dar Dumnezeu le descoperă, Părinte, spun asta. Adevărat. Le descoperă oamenilor adevărați, că vorbiți de actorie în grădina Ghețimanii, când Mântuitorul a fost prins de către mai mari rabinilor și al cărturarilor, ca să fie batjocorit, să fie blamat. Iuda, ce semn a dat? Ca cel am care dragoste. Eu îl voi săruta, acela va fi... Bine, a avut și de... chestia că, vezi, Doamne, Iuda avea o mare grijă față de... care îi face observația Mântuitorul Hristos că de ce am risipit, s-a risipit acel mir și se putea vinde cu așa... 30 cu, nu știu, câți dinari... cu anumită sumă. Da. Se putea cumpăra și să împărțim săracilor. Iuda, cel care l-a sărutat și l-a trădat pe Mântuitorul Hristos, Sfântul Ioan Gură de Aur chiar dar spune... Dumnezeu descoperă și arată celorlalți, Iuda, da. Ai cu o sărutare vinzi pe învățătorul tău? Pe învățătorul tău și pe Mântuitor. Sfântul Ioan Gură de Aur chiar spune, jefuirea altuia este jefuirea mea, adică a lui Hristos, nu? Iar din averea, iar nu din averea ta, pentru ne că descoperă toți, avem, toți avem în dar cel rău. Tot ceea ce primim, primim ne în dar. Iese la iveală. În dar în lumea aceasta, nu? Acel este stăpânul averii aceluia. Chiar dacă de mii de ori o vei ține tu pe ea, chiar dacă vom ține averea aceea, tot al lui Hristos este, tot al lui Dumnezeu este. Eu ți-am porucit, zice Domnul, să nu jefuiești. Iar tu cu jaful tău mă cinstești. Vedeți? Adică putem să-L cumpărăm pe Hristos, chiar dacă facem de-astea milostenii, că aș dori să vă bine, și oricum vorbim și despre acest mod de manifestare al iubirii, și anume milostenia. Vedem foarte mulți bogați care își fac acest mod de chipurile de a-și liniști conștiințele, arătându-și iubirea față de aproapele, dar nu este, e destul de falsă, așa cum spune și Ioan Gură de Aur. Adică nu-L cumpărăm pe Dumnezeu cu ceea ce nu e al tău. Că Dumnezeu se uită la inima omului, nu la fața lui. Nu? Da. Ce ne spune Părintele Vicenție? Despre dezvăluirea gândurilor la 2 februarie, la întâmpinarea Domnului să fie, când spune că prin sabia, prin sufletul tău va trece o sabie, spune bătrânul Simeon, Sfintei Maria Fecioare, spune, va trece o sabie prin inima ta, ta, ca să se descopere gândurile multor inimi. Da, vedeți... Și de că vorbeați de cale mai înainte, noi nu putem să facem nimic altceva decât să mergem pe căile pe care le arată Hristos, Biserica, Sfânta Scriptură, pentru că noi avem diferite alegeri, diferite decizii datorită libertății noastre de decizie, dar trebuie să urmăm și calea lui Dumnezeu, că spune căile mele nu sunt căile voastre și căile voastre nu sunt căile mele în Vechiul Testament.
Iar Iisus Hristos a prezentat calea, eu sunt calea, adevărul și viața. Iată că și acum să revenim la întrebarea de cu milostenia. Cei care fac aceste fapte de milostenie, bogați sau mai săraci, fac un lucru foarte bun. Este chiar necesar. Însă trebuie să pună la bază mai mult această dragoste de Dumnezeu care se revarsă spre semeni. Ca tot ceea ce facem dezinteresată, tot ceea ce facem pentru aproapele, facem din pentru dragoste că vedem darul față de Dumnezeu. Pe care îl aduce la templu, spre exemplu, acea femeie aduce din Grâbovă și aduce acel dar la templu, a fost mai bine primit în față de Dumnezeu. Nu în ideea că Dumnezeu ar avea nevoie de lucrul acesta, ci, cum spuneam mai devreme, este mijlocul prin care ne manifestăm modul nostru de iubire, de dragoste față de aproapele. Dacă nu înțelegem lucrul acesta, degeaba vorbim despre comuniunea în biserică, dragostea lui Hristos. Facem doar ca o simplă instituție și devenim reci. Adică totdeauna trebuie să facem și să arătăm credincioșilor și prin acest mijloc prin care putem să comunicăm și să le spunem că biserica are foarte multe activități față de semeni, față de aproapele, față în comuniunea întru Hristos, că este mediatizat într-un fel sau altul de diferite mentalități sau gânduri sau cei care au un anumit interes ca să jignească această instituție care reprezintă acest stat, Biserica lui Hristos. E probabil că nici nu știu despre ce este vorba sau dacă știu, o fac intenționat prin gânduri viclene și prin răutatea pe care îi reprezintă. Nu știu ce pot să... Mai curând cred că au un interes, Părinte Liviu. Interesul acesta de a dezbina, divide et impera, distruge și stăpânește, denigrarea Bisericii Străbune, la umbra căreia a crescut poporul român, între poporul român și biserică, este o unire indestructibilă. Nu ai cum să o rupi. Dacă ai rupt Biserica Ortodoxă, Biserica Creștină de popor român, ai terminat. Nu se poate, nu poate trăi, cum ar fi trupul fără suflet. Noi avem Biserica Străbună de mii de ani. Problema când apar ceilalți care, știți, o vorbă, mă învață mersul pe jos. Noi trăim de două milenii aici, îi trăim foarte bine. Iacătă, avem religia musulmană, ne înțelegem foarte bine, că vorbim de dragoste, de aceste virtuți, credința, nădejdea și dragoste. De aceea, prin chestia aceasta, l-am invitat și pe Părintele, și foarte frumos. Și pe Părintele Vicențiu, ca să arătăm comuniunea întru Hristos, prin care ne reprezintă pe toți. Nu putem să spunem lucrul acesta sau să arătăm cu degete și să aruncăm cu piatra, că din frații noștri care sunt creștini, dar de alte, așa se numesc ei creștini, de alte confesiuni, eu le zic secte, că vine de la verbul secosecare, adică rupere, te rup de ceva, exact de esență, ce am zis mai devreme. Te rup de esență și îți cauți propria ta gândire, fel de, adică o dezbinare, cum spuneați așa, se caută o dezbinare ca să-ți găsești propria ta explicație sau frustrări sau și așa mai departe. Biserica Catolică nu e băgată în această... Nu. Vorbim de celelalte de... Numai cei care provoacă rupere. Vorbim de celelalte de secte, nu vorbim de bisericile surori. De aceea v-am invitat și pe dumneavoastră că suntem împreună slujitori și căutăm ca să-i cărmăim pe oameni în dreapta credință. Chiar în altul nostru, Teodosie. Asta vreau să spun. Trebuie să arătăm tuturor că aparținem lui Hristos. Da. Că toți suntem ai lui Hristos. Nu mă refer, la secte. Eu așa le spun. Că acum se cheamă confesiuni, că sunt penticostali, că sunt adventiști, că sunt baptiști, că sunt o groază de aceste secte, eu le zic martorii lui Iehova, care sunt destul de virulenți și obraznici. A pornit de la dragoste, că vorbeam de dragoste. Ei, numele dragostei fac lucrurile acestea urâte. Și cum e numele dragostei? Păi, vedeți, aici este problema, noi de asta vorbim, că între Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă e o transmitere și harică. Categoric. Pentru că împreună am primit transmiterea harică de la apostoli. Ceilalți n-au, sunt inventați.
Ceilalți sunt inventați. Noi aici punem accentul pe dragoste și să fie o dragoste adevărată, nu o dragoste falsă. Nu falsitate. Nu falsitate, nu despre asta vreau să vorbim. Chiar de pe 18 ianuarie până la 25, atunci când este convertirea Sfântului Apostol Paul, este, după cum știți și din experiența anilor trecuți, octava mondială sau cele 8 zile mondiale de rugăciuni pentru unirea creștinilor. Noi trebuie să avem în vedere, în dragostea lui Hristos, să avem în vedere chemându-i la unitate și la aceeași, la același belșug de tradiție. Dar vin cu falsitate, Părinte Vicențiu, vin cu falsitate. Eu înțeles că trebuie să chemăm și să cu toții căutăm ecumenismul, adică starea de înțelegere într-o credință, într-o Hristos și dragostea lui Hristos. Dar în afară de eu, ca reprezentant și frații și împreună, ca reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe, am înțeles colaborarea și relația bună pe care și tot ceea ce înseamnă la nivel haric și așa mai departe cu Biserica Romano-Catolică e altceva, dar celelalte denominațiuni, celelalte secte, eu vreau să le spun secte, că prea mă complic așa denominațiuni, culte aprobate și nu știu ce, secte, asta e, în care își aduc un afront de ăsta așa foarte vizibil și jignitor. La de asta rămâi. Și de ce ăștia și-au inventat, și sunt, cred, așa aproape convins, că în spatele ONG-urilor care tot atacă biserica, nu numai Biserica Ortodoxă, și Biserica Catolică, așa, ci trebuie să fie ăștia protejați, să-i sprijinim pe stai, în spatele acestor ONG-uri stau, asemenea, secte sau oameni care se denumesc atei ca să-și agonisească nu știu ce vor, ce bine vor să facă. Pentru că l-au uitat pe Hristos și Harul lui Hristos pentru care a venit în lume și despre asta vorbim astăzi, nu? Și despre faptul că Mântuitorul Hristos a pogorât în apa Iordanului ca să-L refacă pe Hristos, să se facă cunoscut, nu să fie inventat. Nu? Să fie arătat lumii ca fiu. Iată, acesta e fiul meu iubit în care îmi găsesc bucuria. Într-o care am vinovuit, sigur. Bucuria în ce? În comuniune. Bucuria în iubire. Bucuria în a fi tatăl și fiul. Fiul care ascultă în mod desăvârșit pentru a îndrepta neascultarea tuturor celorlalți. Vorbeam mai devreme despre această desacralizare a omului și scoaterea, adică se urmărește așa o desacralizare, scoaterea lui Dumnezeu din viața publică, eu nu am observat-o și cred că am observat-o cu toții. Și anume că ne uităm căci că românul e sărac. Și iată că am observat așa la... și au luat totdeauna așa când am intrat în perioada de sărbători coșuri pline în marketul, s-au bătut pe tot felul de oferte 3 în 1, 15, 16, n-am înțeles și apoi ce am observat, ce am constatat eu. Că s-au aruncat și am ascultat prin media și prin... S-au aruncat nu știu câte mii de tone de mâncare. Iată că au uitat și am uitat noi, că așa ne spunem, că suntem creștini, nu? Și acceptăm pe Hristos ca iubire și iubirea înseamnă jertfă. Uităm milostenia, să-i dăm și cel ce n-are. Noi uităm că n-avem, dar după aceea aruncăm mâncarea la gunoi. Da. Ce facem? Spuneți. Exact astăzi, duminică, pentru că am fost și am slujit Sfânta Liturghie cu toții astăzi, exact asta am menționat credincioșilor în predică. Pentru că este începutul propovăduirii, ca să menționăm și asta în astăzi în calendar, duminica după botezul Domnului, în care ne aflăm, este vorba de începutul propovăduirii. Iar referitor la ceea ce spuneați dumneavoastră în predică, le-am menționat credincioșilor despre îmbuibarea aceasta de sărbători
a corpului uman, da. Așa, și a uita practic de ceea ce este mai important. De suflet. Sufletul. Sufletul. Băgăm în hoit, hoitul care este ceva trecător, corpul, bineînțeles, nu trebuie să-l neglijăm. Deci să nu se înțeleagă lucrul acesta. Dar trupul, sufletul este cel care e esențial. Cum a spus dumneavoastră și eu am observat că atunci când este nevoie să facem o milostenie, ăsta este scopul, în special omul de azi devine egoist. Și este mai deci bine dau bani, ăla, lasă-mă, decât, să fie, decât să fie da. O faptă bună, decât să fie o milostenie către aproapele, adică din ceea ce mi-a rămas din 5 fripturi sau 10 pe care le-am mâncat, să dau și una celui care îmi bate la poartă, pentru că acela poate fi Hristos. Nu? Iată, eu stau la ușă și bat. Da. Și atunci modelul acesta care îl ofer și altuia, că cel care vecinul meu de lângă mine, care locuiește, și el la rândul lui va face la fel. Dar dacă eu îl dau la afară pe cel care este, bine am spus, colindătorii, dacă toată scara sau vecinul de lângă tine, de lângă casă, nu l-a primit, și el se gândea să facă la fel. Sigur. Dar cel mai bine este de a primi și a, nu ne-a gândit la trup, ci ne-a gândit la suflet, până milosenie, până rugăciune. Vedeți în ce dezorientare socială ne aflăm? Dacă spunem și așa cum ne învață Sfinții Părinți și prin Mântuitorul Hristos, că cel ce aduce pe cel sărac în casa sa, îl aduce pe Hristos. Iată că dacă spunem în actualitatea în care ne aflăm, cum să-l aduc pe ăla dacă îmi dă în cap? Deci nu mai este încredere, nu mai este cunoaștere. Nu? Este, este frică. Nu mai știi. Dar și gândul de a reveni chiar dacă i-ar duce sau să-l cunoască, aici înseamnă cercetarea fiecăruia care avem. Bă, știu pe vecinul meu. Asta înseamnă că nu mai știi să comunici. Mă, l-am văzut pe Ineacutar. Era la jos la scara blocului sau era căuta și el prin gunoaie risipa pe care noi o facem și nu știm. Și noi ne bucurăm și le scoatem pe Dumnezeu din inima noastră. Și așa ne batem cu pumnii în piept, spune și că da, mai vorbim. Și am întâlnit situațiile astea. Cu toții am întâlnit situațiile astea în ideea că spune și îi faci, îi spui, sau îl îndemn spre milostenie, sau îl îndemn spre credință. Părinte, ce să merg eu la că... Dar eu sunt foarte credincios. Dar care sunt faptele tale, credinței tale? Mai faci o rugăciune, mai ui la televizor, la o slujbă, la nu știu ce, la Trinita sau unde se dă. Dar în interiorul meu eu cred. Da, în interior. Dar cred. Așa, deci este un Dumnezeu inventat, nu? Nu e așa că trăim în vremurile în care societatea își creează un Hristos, îl inventează pe Hristos? Noi încercăm parcă lumea de astăzi încearcă să îl adapteze pe Dumnezeu timpurilor decât timpurilor preceptelor divine. Da, și de sacralizate. Pentru că lumea a devenit din ce în ce mai egoistă, egocentristă. Da. Și aici putem să menționăm foarte multe păcate pe care le enumără Sfânta Scriptură și cărțile noastre de catecheză, catehismul sau alte cărți de învățătură creștinească. Da. Egoismul, zgârcenia, lăcomia, avariția, nedreptatea, asuprirea sărbarilor, vădurilor, desfrâul, adulterul. Și așa, e mai departe, indiferența față de aproapele. Spune... Cum a combătut Iisus indiferența aceasta față de aproapele? Dacă cine are acasă Scriptura, poate să o deschidă, da, sau sigur. Se poate citi Scriptura și pe internet, să deschidă la capitolul 25 din Evanghelia Sfântului Matei, judecata de pe urmă, unde Iisus Hristos spune că ce am fost frământ, mi-a dat să mănânc, a fost însetat, mi-a dat să beau, gol și m-ați îmbrăcat. Pentru că acolo zice, când oameni noi am făcut acestea? E, când ați făcut acestea la frați mii, mai mici ai mei, sigur, mie mi-ați făcut și când n-ați făcut, mie nu mi-ați făcut. Și concluziile care sunt în Scriptura. Și încă un fragment tot din Scriptură, unde Sfântul Apostol Iacob vorbește despre credința pe care o avem și ne-o afișăm că o avem,
Dar ea, dacă nu este însoțită și de fapte, nu poți să-i spui celui flămând, mănâncă sau celui gol îmbracă-te, dacă nu-i șofer, dacă nu-i... Iar cei care sunt atât de bogați și au atâtea în surplus, poate să se orienteze ca să nu ajungă la această risipă sau aceste aruncări de alimente prin oceane sau nu mai știu pe unde, pe la gunoi. Atunci ar trebui să se ia legătura cu biserica, pentru că biserica are și anumite organizații, Caritas, o grădiniță, o școală, un spital. Sigur că da. Și atunci să le spunem, Doamne, vă rânduim această direcție, aduceți-le acolo. Vedeți, această risipă, indiferența, chiar și apostolul Pavel, în epistola 1 către Corinteni, care dă o definiție a ceea ce înseamnă indiferența, această indolență față și lipsă de dragoste față de aproapele. Știți că spune cel ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inimă omului nu s-a suit. Deci această indiferență duce la pustirea omului și îl face gol. Nu-l mai face vizibil. Este în manifestarea sa atât de goală în lumea aceasta, încât îl apropie foarte mult de, numai de nivelul instinctual. Deci nu se mai duce la nivelul rațional, la nivelul inimii la care este ridicat de către Mântuitorul Hristos. Chiar să vorbim în continuare despre această stare a omului în actualitatea pe care am perceput-o cu toții, noi ca slujitori ai altarelor și pe care de multe ori suntem așa luați în derâdere, și să vedem mai departe ceea ce înseamnă starea de iubire, starea de jertfelnicie față de aproapele. Iubirea, sentimentul cel mai presus pe care îl poate avea omul, Dumnezeu, este iubire. Și conviețuind, așa cum am spus înainte, dintre toate virtuțile Sfântul Apostol Pavel, credința, nădejdea și iubirea, eu spun, a rămas, aceasta este mai mare, iubirea. Iubirea se poate manifesta până diferite momente ale vieții omului în care nu atunci când suntem la bine, trebuie să ne arătăm dragostea, ci atunci când omul este în necaz, în suferință. Omul bolnav, care este, așa cum a spus dumneavoastră înainte, ca omul sărac care stă la ușă și bate, iar cum părintele a punctat foarte bine, cei care, acestora mai mici ai mei ați făcut, care mai mici? Cei care sunt aflați în neputințe, care sunt lipsiți de situația aceasta materială, să-L vedem pe Mântuitorul Hristos, care vine, practic, să ne ceară. Și aici mi-aduc aminte de o întâmplare reală în care o soră creștină, Dumnezeu i-a descoperit că va veni să cineze la ea. Și s-a pregătit, a mers la biserică, a făcut o masă și a plecat din timp de la biserică, cum n-a mai participat până la sfârșit, având o, practic, o piedică, o ispită, și a plecat din timp, înainte de a se mirui, de a fi pecetluită, așa cum spunem că atunci când ne miruim, pecetluim omul, atunci abia poate pleca omul de la slujbă. Așa, s-a dus acasă, s-a pregătit, a făcut o masă copioasă, așteptând să intre în casa ei Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Hristos. Și iată, pe un ceas, bate la ușă o femeie cu un copilaș de mână și a repezit-o spunând: ce cauți la mine? Că eu aștept pe Mântuitorul Hristos să intre la mine. Pleacă, pleacă, vină altă dată. Nu? Mai departe, de asemenea, a venit o femeie însărcinată care avea probleme și care urma să fie tratată, de asemenea a repezit-o. Iar a treia oară a venit un copilaș desculț spre seară, în care i-a cerut ceva de mâncare, de aleguri. A treia oară când a repezit acest copilaș. Și iată că se încheie ziua acestei femei cu, bineînțeles, cu o deznădejde că Dumnezeu a uitat de ea.
Dar iată s-a rugat și plângând, s-a zis, iată, eu am fost la tine de 3 ore astăzi și tu nu m-ai primit. Iată, aceasta este ideea în care trebuie să rămânem și noi, că de ori de câte ori cineva ne întinde o mână, noi să îl ajutăm și să fim, să-l sprijinim cu ceea ce putem. Și mai ales dacă în cei bolnavi, dacă aici aș vrea să vă întreb ceva foarte esențial și știu că sunt mulți oameni bolnavi și să mergem la căpătâiile lor și să-i ajutăm, să le vorbim și să îi întărim în credință și în nădejde, că despre asta vorbim cele 3 virtuți morale. Așa, și să închei cu Sfântul Serafim de Sarov, care spunea, omul este asemenea unui pictor care pe pânza care simbolizează sufletul lui, pictează cu ajutorul culorilor care sunt cele 3 culori, credința, nădejdea și iubirea, iar modelul care trebuie pictat este Hristos. Ce poate fi mai frumos decât îi îmbărbăta pe cei care sunt aflați în neputințe și a merge la capul lor așa fără lipsă de interes. Și am gândit, eu am bolnavi în parohie și îi îndemn duminical pe oameni la biserică să meargă. Eu merg cu vizita pastorală, numai până la Paște, Crăciun. Bine, asta e foarte bine, dar și să vorbim despre lucrul acesta câteva clipe. Trebuie să cunoască credincioșii noștri și telespectatorii noștri că misiunea noastră pe care o desfășurăm, intrăm în casele oamenilor. Nu suntem doar, purtăm o haină și mergem așa din fală, ci intrăm în casele oamenilor, ascultăm problemele lor, îi spovedim, ne asumăm o parte din împreună lucrare, căci deja că dacă devii, ca și duhovnic, cu cel în care intri într-o relație sufletească, este o relație intimă, este o relație prin care îl aduci și se asumi și tu ca duhovnic o responsabilitate în fața lui Dumnezeu și îl faci și pe el să se deștepte și să fie treaz, să nu stea în somnul păcatului și în plăcerea aceasta. Și de multe ori, vedeți, este puțin cam tragic și probabil că toți am trecut și am observat lucrurile acestea, că omul își aduce aminte de Dumnezeu atunci când este încercat. În paradoxul acesta al lucrurilor, să ne spuneți că vorbim de... Uite așa, e o chestie care chiar nu că mă amuză, dar îmi dă o stare așa în care vedem că suntem absurzi și vorbesc cu atâția. Știi, românul sărac sau risipitor? Sărac în, Părinte, în suflet? Da, risipitor. Sărăcia spirituală, am vorbit puțin mai devreme de probleme care sunt și care sunt cauzele. Bine, până la urmă trebuie să găsim în noi vina. Nu suntem tari în credință. Dacă am fi tari în credință, n-ar apărea. Bine, ispita e firească. O secundă. Știți ce mai suntem acuzați? Că, lasă-mă că voi popii ne vrăjiți pe noi acolo, ne băgați prostinca acolo, ne doctrinați. Hey. Da, da, se întâmplă. Eu am întâlnit, lăsați-mi chestiile astea. Da, bine, întâlnim și cazuri de genul acesta. Bun. În lumea contemporană, eu înțeleg, eu am întâlnit lucrurile acestea. Pentru cei care sunt reci, că cei care sunt trăitori... Nu, sunt reci și lași, că nu știu să se cunoască pe ei înșiși, dar bine. Care sunt trăitori și, noi, și cunosc cuvântul Evangheliei și noi învățăm de bine. Bineînțeles că omul este dator să facă... ceea ce simte, bineînțeles, noi, spre binele lui, că nimeni nu-și voiește rău. Dar ca învățător ai bisericii, că mă scuzați că vă mai țin puțin de cuvânt, ca învățător ai bisericii și cum am spus că avem modelul lui Hristos și îl oferim, noi îl oferim pe Hristos oamenilor, în Sfânta Euharistie, nu? Și atunci, ce poate fi mai ceva mai real sau o minciună, dacă nu este Hristos acolo în mijlocul nostru, cum spune, unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul. Cât privește risipa sau dacă suntem sau nu săraci, din punct de vedere contemporan, contextual, clar, România este cea mai săracă țară din Europa, trebuie să recunoaștem. Iar trebuie să recunoaștem, asta nu trebuie. Politicienii. Nu știm, dar astea sunt, faptele vorbesc.
Vela, Vorea, da, Scripta Manem, clar, numai punctualitatea. Iar vis-a-vis de acest aspect al sărăciei poporului român, e foarte complicat, părinte. Rolul bisericii, al nostru, al preoților, da, punctual, este acela de a trece peste aceste obstacole și de a ajuta pe cei pe care îi vedem. Noi, ca preoți, locuim în parohie și părintele Vicențiu, fratele nostru, tot la fel îmi place, are o parohie mai vastă, fiind așa. Dar ne facem datoria și îi ajutăm atât cât putem pe cei care sunt în nevoințe. Dar constatăm cu surprindere că au crescut numărul celor care sunt în această situație. Într-o sărăcie sufletească, și o despiritualizare, o stare de... Avem mult de lucru, părinte Liviu. Este sigur, clar. Că da, să muncim. Asta e misiunea noastră. Mulțumim, că o să fim bajocoriți, că o să fim, ne ducem crucea mai departe în bucuria Domnului. Părintele Vicențiu, să ne spună câteva cuvinte. Că se termină lumea. Relativ la sărăcia poporului. Sărăcia spirituală și... Unii sărăcesc din cauza acestei inechități sociale, din cauza lipsei locurilor de muncă, din cauza acestei diaspore după existență, pentru a câștiga hrana, pentru un miraj, bunăstarea. Din cauza asta și natalitatea scade, se fac avorturi. Iar acum, recent, chiar la Bobotează, când am mers cu icoana, când am mers acasă la fiecare, am găsit frumos altărașele pregătite, lumânarea icoanei pe altar, pe masă, dar am și împărțit. Am dat în fiecare casă o icoană a Maicii Domnului, cu mine împreunate și aici, în pântece, cu un copilaș. Pentru că trebuie să apărăm viața. Aceste păcate pe care le facem sunt oribile, sunt împotriva celor care nu se pot apăra și aceste păcate le pot trage o nație întreagă. De aceea ne-am rugat în fiecare casă și am îndemnat să fie încurajate mamele, că au copilul legitim sau nelegitim, să își asume riscul de a transmite viața. Pentru că se vor găsi prin biserică, mai ușor, mai greu, se vor găsi locuri unde să fie amplasate. Copiii care sunt orfelinate, sunt grădinițe, sunt pe care biserica le poate duce, la nivelul la care putem. Dar să fie îndemnați credincioșii, și nu numai, și medicii, să conștientizeze de acest fapt. Odată eram student și ar trebui să pregătesc o omilie, o predică, și am citit că un medic la Belgrad a renunțat să mai profeseze curetajul, întrucât a spus, am consemnat până acum 45.000 de cazuri în care am intervenit personal. Și a spus, m-am cutremurat, am ucis un oraș întreg. Da. Și am pus ca pildă. Și atunci aceste păcate, spun eu, că sunt împotriva pruncea cincea, împotriva unor ființe nevinovate. Și care intră în lumea aceasta prin iubirea și dragostea lui Dumnezeu. Și apasă pe grumazul întregului popor. Sigur că da. Și ne plângem că suntem în scădere și vin alții, probabil, și noi o să fim pe cale de dispariție. Apără viața. Apără viața. Vă rog, o să vă mai invit, părinte Vicențiu. Mulțumesc. În emisiune și dacă vă face plăcere. Da. Și mulțumesc. Sigur că avem această misiune de a propovădui. Suntem împreună lucrători pentru mântuirea sufletului. Lucrători. Sunt convins să vă cunosc ca om, mă cunoscut de ceva timp. Mulțumesc și părintele Adrian David. Mulțumesc și părintele Adrian. Mulțumesc. Iată, dragi telespectatori, vă așteptăm și săptămâna care vine și să nu uităm că suntem purtători al chipului Dumnezeu, alături de oameni, împreună cu Dumnezeu. Doamne ajută, la mulți ani și împreună să ne vedem numai la Media TV. Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută!
Oh.